Bună seara și bine v-am găsit. Până acum am avut invitați artiști, actori, comici, intelectuali, am avut și genii, cred că v-ați dat seama, dar niciodată n-am avut până acum un expert. Dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul Emil Culda, expert în mai multe. În mai multe. Bună seara, bine v-am găsit. Să începem cu începutul. Așa. Pregătirea dumneavoastră de a ta. Că noi ne tragem pe undeva. Da, ne tragem de la câte o gură, Sohodolului, Ariești, de pe unde putem, într-adevăr. Ne tragem din cap din acea zonă. Din acea zonă. Da, dânsul și... e cu 2 ani mai tânăr decât mine. Și... Da, mă știi cum, mai fac ăștia greșeli până actele. Până actele da, oficiale. Da, să mai întâmplă. Eu sunt bucuros că mai fac greșeli, da. Ai venit la Cluj ca tot fiu de emoții steți, acum mă includ și pe mine, să-ți continui facultatea, nu? Da, a fost într-adevăr pasul cel mai important de schimbare, putem zice, a locurilor și a multor altor chestii. Când în 75 am început studiile aici, inițial la admitere 74, erau vremurile în care altfel se intra la facultate, altfel se făcea școala și nu le regret din acest punct de vedere. Se făcea mai bine? Eu zic că da. Mai temeinic? În primul rând că se rămânea repetent, ceea ce e important totuși. Da, da, da. Nu se trecea oricum și admitere eram acolo, 7-8 loc, numărul infinit mai mic decât acum. Ai făcut meditații toată vara ca să intri, nu? Da, am făcut foarte multe meditații pe câmp, la coasă și la altele, pentru că eu mi le făcusem în timpul școlii meditațiile și vara aveam de treabă, de lucru. Așa că, da, a fost cazul, erau cu totul altele vremurile atunci și nu se punea problema ca acum cu atâtea meditații. Fiecare ne căuta rostul și eu cred că am învățat de mic să mi-l caut, fără prea multe ajutoare. Și asta e bine, nu? Cred că nu e rău. Nu e rău. Ești o fire independent, așa. Pe acum ai văzut, bă, să nu fie independent. Știi foarte bine cât umblă, cât, mă rog, cât te obligă viața până la urmă să fie. Că ei, cum stau acolo izolați, sunt cam independenți și din punctul ăsta de vedere. Așa că cred că este un sâmbure bun de acolo, care probabil creează și da, și o figură de independent. Și o ambiție. Acum nu, poți fi așa liber fără pic de muncă, sigur că da, și un pic de ambiție, absolut. E mult de muncă în domeniul ăsta economic pe care ți l-ai ales. Dacă e să luăm lucrurile în serios, și vreau să le luăm și în serios, și în discuție, și în general, categoric, da. Dar eu spun că nu doar economic. În orice domeniu, dacă vrei să faci treabă bună, e mult de lucru. Lucrul bun se face greu. Înțelegem? Că în esență se face greu, chiar dacă ești talentat. Cu vremea talentului suficient, în orice domeniu ai fi. La noi, poate cu atât mai mult, este o muncă ce pare multora, așa, fadă, prozaică, în sfârșit, iau cifre, chestii, cifre, toată lumea, da, are reticență, așa, din start. Sigur că nu e așa, dar pentru a face o muncă de calitate și a fi la înălțimea așteptărilor clienților tăi, că eu vorbesc din postura celui care prestează servicii, că eu n-am serviciu de multă vreme, că sunt pe picioarele mele. Pentru a fi la înălțimea așteptărilor, categoric, munca e foarte serioasă, pentru că necesită o foarte bună documentare, o elaborare cât se poate de atent a rezultatului muncii, care poate să fie tot felul de rapoarte, nu intrăm acum la mărunte de acest fel, dar ca să fie o lucrare bună și utilă, e de lucrat serios pe ea. Și un lucru foarte important, ce facem noi, nu doar cifrele, cum foarte multă lume e tentată să creadă, au importanță. Nu, au în egală măsură importanță cifrele și cuvintele. Deci chiar trebuie să înțeleagă și unul ca BD, băiat isteze al dinteri, ce scrie acolo, chiar dacă nu e specialist sau economist, că atunci înseamnă că ai transmis ce trebuie ca utilitatea informației pe care o livrezi. Deci e utilă. Eu mă gândesc că da. Că acum... Mă rog, nu o fi cea mai utilă, dar cât de cât e utilă. Da. Mai ordonează lucrurile. Da, sigur. Acum, nu știu, cine mai e ministrul economiei, știi tu? Ne mai privește asta sau... Eu, legat de chestia cu ministrul economiei și cu toate problemele economice și râzând și... Poți să nominalizezi în ăștia 32 de ani de libertate și democrație, poți să nominalizezi un ministru al economiei care ți-a fost pe plac sau care a... Da, da, un ministru al finanțelor care a făcut lucruri excelente și era un tip cu totul special, a fost Rebeș. Dumnezeu să-l odihnească. Și știu de ce spun asta. M-a dat un exemplu. Decebal Traian Rebeș. Da, Decebal Traian Rebeș. Cum la fel, am avut tot așa un ministru bun al finanțelor, un pic altfel abordând lucrurile, Florin Georgescu.
Dar sub aspectul seriozității cu care încerca să-și facă treaba, efortul efectiv, adică un om care își pune probleme și muncește, și Florin este un exemplu foarte bun. Uite de ce am constatat eu până acum în acești 30 de ani. Asta este, pentru că avem nevoie nu numai de experți, ci de oameni care să și aplice. Da, acum asta cu experții putem să o luăm și mai serios și mai puțin în serios, sau asta e denumirea, să spune, că eu, de exemplu, sunt foarte mare expert, întrucât viața m-a obligat, fiind independent, deci având activitățile mele proprii, atât în calitate de persoană fizică autorizată, cât și cu o companie, cu o societate care prestează astfel de servicii profesionale, să mă calific, ca să zic așa, devin expert în vreo 5 specialități. Noi așa suntem organizați în România, în jurul profesiei economice și a substanței astea economice de bază, gravitează 5 profesii independente. Experții contabili, auditorii financiari, evaluatorii, lichidatorii și consultanții fiscali. Toate sunt organizate în corpuri profesionale, în toate intri dând niște examene, am dat după 40 de ani peste 40 de examene, toate au un anumit obiect al activității, deși, într-un fel sau altul, toți frământ aceeași substanță economică de care v-am spus. Ca atare, aceste calificări pe care le au colegii care au vrut să... În general, cei care au vrut să fie și puțin independenți au avut interes pentru aceasta, au devenit experți din domeniu, să zicem. Meseriile astea sau meseria asta îți oferă și un grad mare de independență, adică nu ești neapărat legat de un birou. Este, după mine, ca orice altă întreprindere pe cont propriu, da, asta e scopul principal, îți oferă, are acest avantaj al independenței, dar sigur că și al responsabilității și al riscurilor asumate. Acum, privind în urmă, te-ai mai apucat? Nu, după mine nu a fost atât de mare și eu cred că am făcut la vreme ce trebuia să fac, pentru că eu practic am plecat de la stat în 92-93. Puteam să stau acolo până la atunci bătrâneț, director până la o fabrică mare și... trebuie să recunosc că cea mai importantă experiență și cea mai importantă școală am făcut-o în fabrică. Experiența de acolo nu se compară cu nimic. Chiar dacă am prins fără doială mai mulți ani în perioada socialistă, să spunem, această întreprindere în care eu am lucrat a fost de o complexitate extraordinară. Mă uit în urmă și văd cu multă bucurie uneori și cu plăcere imaginile și felul în care specialiștii și colegii cu care am lucrat își făceau treaba. Seriozitatea și... la lucru. Absolut, absolut. Deci, credeți-mă, nu fac apologia, știu eu, nostalgia, nu știu, cărei trecut, asta a fost realitatea. Și trebuie să o privim în față, adică partea bună e cea care arată că chiar și la acel sistem s-a ajuns la un nivel de organizare și de profesionalizare foarte bun. Și eu cel mai mult am învățat ca să înțeleg bine economia acolo, în fabrică. Deși am făcut destule training-uri, multe alte lucruri după aceea, dar esența a fost acolo. Ai învățat și pe alții. Am încercat să învăț și pe alții, în sensul că așa s-a întâmplat să fie, că am avut o anumită experiență, fiind așa foarte implicat în profesie și independent, da, într-adevăr, cu foarte mulți colegi, ani de zile am făcut cursuri de pregătire profesionale și împreună și cu alt lector, care așa, având avantajul celui care le vorbește colegilor săi, nu neapărat documentând, sunt deși foarte importantă documentarea și cititul, dar mai ales în practică. Și atunci a fost poate un pic mai în față, a fost mereu interesat cu noutăți, s-au schimbat foarte mult în domeniul economic. Și am încercat, da, m-a interesat și atunci a fost un pic, să zicem, uneori mai în față cu interesul și cu documentarea și cu tot ce înseamnă profesia. Da, bazându-te și pe experiența anterioară. Totdeauna contează. Ai făcut câte economia impact? Înseamnă viață, adică să nu... Totdeauna ce se întâmplă în economie, spatele cifrelor sunt oameni, fapte și întâmplări. Nu există matematică în economie. Asta e o poveste. S-au luat nenumărate premii Nobel pentru modele matematice. De exemplu, John Nash, care... Da, sigur, parțial sigur că da, nu e ok, e posibil anumite situații, anumite evoluții, să spunem... Ceva modelare. Fie un model care niciodată nu mai seamănă azi cu mâine cu ieri. Organismul viu. Absolut da. Și atunci așa trebuie privită economia. Nu neapărat doar din perspectiva asta, foarte, deși cifrele spun multe, dar ele în spate au multe alte chestii. Deci cifra pare simplă și clară.
dar spatele ei, așa cum spun, sunt oameni, fapte și întâmplări. Dacă nu înțelegi ce se întâmplă acolo, n-ai înțeles mare lucru. Contează și experiența de viață. Fără nicio îndoială, fără nicio îndoială. Poate că, apropo, dacă nu vorbim de zona noastră și de faptul că am trăit și am crescut acolo și mă cunosc condiții vitege, după cum bine știm, să lucrăm mult pe țara de piatră. Da, să lucrăm mult pe o ligură de lapte, cum bine știm. Dar acolo, în condițiile acelea vitege în care noi am crescut, ne-am format, eu cel puțin, am spus-o de multe ori și o spun cu multă bucurie chestia asta, am învățat lucruri esențiale de la taică meu în sensul lucrului bine făcut. Și am dat exemplu ăsta și cu alte ocazii. Eram ca orice copil de acolo, dornic să fiu rând cu lumea, cu ceilalți băieți, să cosesc, să fac lucruri care le făceau toți. Nu că ne obligau părinții, că la mine n-a fost cazul. Dar era dorința asta să faci, să știi și tu să faci aia, cum adică, 12 ani de-aia, puteai să ai. Și i-am zis, taică meu, să învăț să și bat coasa. Era o întreprindere foarte tehnică. Aici se face diferența la... Deci cosaș când ți-ai bătut, când îți știi bate și cosa. Da. Și dacă nu-ți scăpi nicio problemă, nu e obligatoriu, dacă tu vrei, nicio problemă, dar zice, trebuie cu condiție, trebuie să o bați bine. Și bine înseamnă felul următor. Și mi-a arătat cât trebuie să fie gura aia coasă, câți milimetri, 5-6 milimetri cel mult. Nu e voie să fie crăpată, trebuie să joace pe unghi așa, nu te grăbești și poți să o bași și 3 zile. Ciocan lângă ciocan. Că nu, îi pui unghia să nu... Aici așa, să ai distanțierea, nu dai tare că te lovești. Și ce? Bă, nu te vezi. Poți să o bați și o săptămână, nu-i nicio dată, atât e bine. Râde, glumim. A fost esențială lecția, într-un fel. Ca să ne... La nivelul ăla, cultul pentru lucru bine făcut. E o chestie care, să mă ierte Dumnezeu, e temă centrală și ziua de azi. Și uite, dar ai luat în derâdere, nu? Că cel din fruntea statului cu așa început, cu lucru bine făcut. Și uite că nu s-a ales chiar bine, că nu a fost cumpenit să folosim un cuvânt. Da, lucru să face multe feluri, așa, și cei mai mulți spun că îl fac bine. Da, dar să face multe feluri lucrurile. Și unii își fac numai de lucru, își fac și de lucru. Și fac de lucru și dau de lucru. Și dau de lucru. Acum să... Uite, uite că trăim într-o țară plină de lucrători. Da. Nu-s lucrativ. Și lucrativi unii, da, așa e, așa e. Țara lucrăturilor. Și lucrături sunt foarte multe, din păcate. Și da. Până la urmă ai învățat să bați coasa. Am învățat să bați și coasa, da. Cu bachele. Cu bachele, absolut, cu ileul și cu ciocanul. Dar nu invers, că mai este unii care o bat așa. Nu, aia clasic, cu genunchele. O îmbrățișare. Așa, cu o îmbrățișare, cu o tandrețe, nu mi-am bătut coasa, așa este. Așa este, da. Acum mai cosești, că știu că mai merge. Din păcate, da. Așa, la nivel... N-am uitat, că nu se uită, că am mers pe bicicletă. Din păcate, de multă vreme n-am mai fost cazul, pentru că, din păcate, nu mai sunt ai mei acolo și, în sfârșit, am tot pământul acolo. Tot pământul absolut. Întabulat. Întabulat, în regulă. Dar n-am vândut nimica și o căsuță mică, da, în sfârșit, trece mai rar pe acolo. Sper acum, dacă mai las un pic activitățile și mă încerc să fac și alte lucruri care îmi plac, poate să fac acolo ceva, să, nu știu, să, pentru că se întâmplă un lucru foarte interesant, cred că ai observat, oriunde de albite, nu doar acolo, dar poate acolo cu atât mai mult s-a accentuat așa, apare un fel de împădurire. Da. Deci o sălbăticire a locului extraordinară, într-un timp foarte scurt. Deci la noi a avut mai degrabă loc, contrar multor alte situații pe care le știm, împădurire, nu despădurire. Da, de la mama natură. Adică da. Vorbeam și cu un unchi în urmă, cu câțiva ani, uite că pe vremuri, familie numeroase, ca să faci de o lingură de lapte din pământ, că de unde era, și bieții oameni, când aveau un pic de timp, scoteau tufele alea să facă cât mai mult teren de coasă. Da, să fie, acum, să fie iarbă. Și cât strângeau de bani să-și mai poate lua o bucată de loc. Zestracie era esențială existenței, da. Absolut. Săracii au o viață, au dorit acest lucru, repet, deși știm foarte bine, pământul ăla nostru nu e foarte roditor și nu prea are cum să-l faci mai roditor decât este. Bobe. Da, multe altitudine, sunt multe altele acolo, dar lumea s-a învățat și nu cred că era neapărat de fericit. Adică, din punctul ăsta de vedere, cred că și asta este o lecție, până la urmă, pe mine, foarte importantă în zilele noastre. Se poate, exact cum să fac lucrurile în multe feluri, se poate și trăi în multe feluri, da. Și nu neapărat să fii de fericit că poate nu ai
chiar atâta cât îți dorești, sau așa cum foarte mulți consideră că e motiv serios să intre în depresie, că nu mai câștig atât de bine, că știm cum eu cum ziceam noi, îți proteja la chestia asta, da, cred că nu o să devin depresiv din acest punct de vedere. Cum ziceam noi, că dacă nu mi s-a întâmplat, înseamnă că deja am avut. De... Da, da, înseamnă că deja am avut. Da. Depresie nu, e, poate mai cădem așa, într-o stare așa de... Suntem mai taciturni, dar și atunci ne gândim cumva și... Suntem cumva învățați mult, să ne mulțumim cu ce avem și ce avem să... Eu am fost, și asta spune foarte mult, apropo de cultura occidentală versus alte culturi, noi suntem obișnuiți cu cea occidentală care am trăit și am crescut într-un fel sau altul, tot occidental acum până la urmă, dacă ne raportăm la răsărit și la Asia și mai departe, și am fost în India. Chiar am bătut India vreo 3 săptămâni și mai bine. În interes de serviciu sau? Nu, eram în interes de familie și chiar am fost cu toată trupa și... Interes de serviciu a fost poate când am fost în China, cu altă ocazie. Acolo au fost niște chestii legate de business, să zic așa, și de ce făcuse Tegofrigul înainte și mai departe. Și am ajuns acolo, la fața locului, ca să zic, cu oameni, dai seama ce e în India, foarte mulți pe care îi cheamă om și atât. Și stai în străzi și dorm acolo pe un caldarâmb, pe unde apucă, cu acoperiș cu două ziare sau așa, deci... Da, este cum este, o țară suprapopulată și toate alea. Păi vedeai dimineața, trezeau, erau în cișmea pe acolo, se spălau puțin, zâmbeau, mai mâncau o banană dacă îți iau pe undeva, bă, parcă nu era nimeni nervos. Nu îți spune trafic, îți spune trafic. Și de doi aveai fideri, supărări, erau claxone așa, dar nu la modul agresiv. Vezi că și eu pe aici. Se salutau. Păi cum să te uiți și așa, și atât. Intersecții mari, uriașe, nu era prioritatea. Deci, dar nu era, parcă nu era nimeni supărat de voi. Și iau o vorbă. Îți dorești mult? Vei suferi mult. E așa de simplu. Dorești o țară mai puțin? Poate că nu-i suferi așa mult. Foarte complicat. Deci, viziuni total diferite asupra vizuirii, cum zicea Sorescu. Noi occidentalii privim spre exterior, ne raportăm mereu la exterior, ei se uită spre interior. Asta e esența, cumva, deosebire Orient-Occident. Caută altceva, ne raportăm mereu la alții, la altceva. Aici. Ne uităm la... Da, 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 exterior, asta spun. Mai puțin. Spre sine. Și în China, în interes de... În China, da, atunci în China am avut ocazia să merg după ce nu mai eram la Tegofrig, am încercat să reluăm afacerile Tegofrigului acolo și Tegofrigul a făcut afaceri mari în China, a exportat peste 350 de fabrici în decurs de 10 ani de sucuri și răcoritoare, deci în buteliere sub presiune. Și s-au întrebat după schimbările din 89, s-au întrerupt relațiile pentru că erau intermediate de Ministerul Comerțului de la noi, sau Comerțul Exterior de la noi și cel chinezesc, se făcea barter, un schimb, un troc și toate astea au căzut și atunci trebuia făcut cam același lucru de către o companie, de către o societate, una din China, una din România, care să schimbe între ele produse și după fiecare vindea produsele pe care le primea acolo, cam asta era esența. Și eu am fost de data asta pe cont propriu să încerc să reluăm această afacere, că era foarte utilă și foarte bună pentru fabrică. Am avut două deschideri acolo, ambele au fost experiențe deosebite, în principal între Occident și Orient, dacă vrei. De fiecare dată, după prima săptămână, nici 10 zile, am slăbit vreo 10 kg. Nu atât că n-aș fi avut de mâncare, cât urmare consumului nervos și tensiunii negocierilor, pentru că nu eram de, cum să zic, deplasare de plăcere, facem o excursie și ghidul-i drăguț și merg la hotel. Să mai vedem aia, nu? Eram pe banii mei și să fac lucru și vreau să iasă lucrurile și așa. Și atunci am văzut diferența dintre lumea aceea și lumea noastră, apropo de felul în care se purtau discuțiile și de reacțiile noastre total diferite. Eu mușcam limba și altele de foarte multe ori, ca să nu spun ce trebuia să spun, în raport cu ce vorbeau azi și nu mai spuneau mâine, nu mai intru acum toate amănuntele, dar se vedea clar contrast. Te uitai în ochii partenerului de negocieri și vedeai acolo, în loc de pupilele astea care au viață și expresie și așa, vedeai ca un fi de ăla de 10 mm dintr-un metal cenușiu, în jur ceva alt, dar nu un alt foarte curat, nicio expresie. Nimic nu se citea de ei. Da, cel mult gura și buzele se ridicau, deci puteai să vezi că zâmbește, nu spuneau nimic. În ochii mei, sigur, se vedea altceva.
mare deosebire, o experiență și, cum să zic, un contact cu o lume pe care n-are cum. De aceea foarte greu de judecat, de făcut în general, orice tip de judecăți, cum îți săi aia, contează enorm de mult ce în spate, de unde vin toate, cu, și așa mai departe. În altă țară mai îndepărtată? Apoi am fost așa, că mi-am cheltuit destul de mult bani cu blatul ăla, Holonger, cum se spune la noi. Am fost în Peru și Bolivia, la mare altitudine, la propriu, și în Dubai. Civilizația aztecă și tot ce vezi, Inca, mă rog, nu intru acum așa, dar... Acea lume pe care au cucerit-o europenii și vezi vestigiile ei, felul în care a venit europenismul peste ei, transformările care au avut loc sau nu au avut loc. În general, asta am făcut-o și o recomand multora, sigur că e în general cu efort. Și odată am fost adeptul unor excursii, că mă duc la mare, am full, nu știu de care, și tot stau cu burta la soare. Dar am preferat excursii din astea obositoare. Și am avut parte de un ghid foarte bun, care a fost în foarte multe locuri și, în general, pe urmele vechilor civilizații. Eu cred că numai așa putem înțelege bine ce suntem de fapt. Am fost și în Egipt, am fost și în Africa de Sud și așa mai departe, multe locuri, cu această curiozitate și nu regret deloc, pentru că am văzut și am înțeles foarte multe lucruri vizitând, văzând vestigiile, toate celelalte chestii care țin de ce poate să ne mai transmite acum. Fiecare rămas, loc, da. Merită așa ceva. Adică chiar merită cheltuiți banii pe așa ceva, după mine. Dar e obositor, repede, nu-i... Mai nimerești hoteluri de nu știu care și din auto-experiență, ca trebuia să mergem o noapte cu tren și... Iar apropo de rigoarea trebii bine făcute sau mai prost făcute, agenția la clasa 1, întâi cumva scrie acolo și a zis că i-a făcut o favoare, știi? Și când a intrat trenul ăla în gară, noi trebuia să mergem o noapte întreagă cu trenul, acum cu tot respectul cuvenit unor evenimente tragice, dar mi-a făcut imediat, mi-a dus în minte imagini de film, câte erau și poate și altele documentare, cu trenurile care mergeau în lagăre de concentrare săraci, unde erau atârnați acolo într-un vagon acei oameni condamnați și ferească Dumnezeu. Deci, era ciorchile la vagonul în cauză și când am intrat să ne găsim locurile, erau bade cu 3-4 copii. Ce să le mai iei biletul? Tu de-a cui ești? Da. Finalul a fost că noi băieții mi-am făcut loc cu vastă pe banchet. Așa, se puteau elibera, trebuia scos pe aia. Da, o noapte întreagă. Da, stau noi băieții pe banchetă, alea săracile cu copiii lor, cu nevestele noastre, cu ce mai fost cu noi, s-au întins cât de cât, ne-am supărat foarte tare la momentul ăla și au făcut acolo un bine scandal, am luat pe bietul ghid. În sfârșit, de fapt era clasa A, știi? Asta era diferența. A și T. Dar după aceea a fost unul din cele mai gustate și mai interesante momente al trecii excursii, că de altele nu-i amintim așa cum ne amintim de ăla. Deci tot rău. Deci că e și un bine până la urmă. Și a privit ca atare lucruri, da. Deci un economist ne sfătuiește să nu strângem banii la saltea sau la ciolap, să călătorim cât putem. Da, și eu cred că asta cât se asta poate. Asta în pandemie ne-a lipsit un pic, nu? Ne-au lipsit multe în pandemie. În pandemie, dar și ieșitul ăsta că... Ne-au lipsit multe în pandemie și asta e situația, că lumea s-a conformat foarte repede unor reguli și unor stări de fapt, așa cum sunt ele. Ne-am conformat la început și ce folos, că după aia au venit valurile astea, trăznile. Asta cu folosul nu știe nimeni foarte exact, dar eu cred că... E ceva în spate. Cum... Da, este și aia. Să știi că întotdeauna este și în spate, nu numai față. Este și reversul, nu numai față. Asta e clar. Nici aia altă, că știu pe cei care sunt așa foarte superiori, că... Nu, sunt lucruri și lucruri. Dar, în esență, după mine, chestiunea și aceasta și poate altele de felul ăsta, sper să nu mai avem prea multe de felul ăsta, nici asta să nu mai țină, să dea Dumnezeu prea 2023 mult. Sau cât deadline-ul. Nu știu, eu sunt mai puțin, asta cu viitorul știu că este cineva mai priceput decât mine. Se ocupă el. Da, se ocupă și nu prea maghionat sunt chestia asta să fac estimări. Dar un lucru e foarte simplu. Toate stările acestea s-ar putea rezolva infinit mai bine cu o singură regulă, onestitatea.
da, nu trebuie să te mire foarte. Pe care o găsim în dicționar. Sau... Ba, eu cred că este și în oameni. Că sunt destui oameni onești. Bine, onestitate în cazul de acestea, fără curaj, nu se poate. Înseamnă și curaj. Și atunci trebuie să spui un singur lucru. Știu atât acum, asta, cu onestitate, prezis toate argumentele pro, toate contra, asta știu astăzi. Eu cred că ar fi bine să facem așa, pentru că, vii peste o săptămână, mai știu ceva, prezint informația, cu onestitate, fără clasificări, fără absoluturi, chestii, când aud articolul hotărât, eu mă grozesc, vezi? Și lumea ar înțelege mult mai repede și ar fi mult mai multă încredere, ceea ce nu mai există deloc la această oră, în așa zisele, mai mult sau mai puțin autorități. Cred că asta a fost greșit, nu știu cum să o numesc. Așa. Uite, și cu autoritățile astea, că vorbea Cristian Tudor Popescu la un moment dat, până anii 90 sau chiar 2000, de disoluția autorității. Mă rog, când votezi și vezi că e la fel, ba mai rău, atunci, cel puțin în vremurile astea, ne oferă alternativa mediilor virtuale și căutăm alți experți, alte păreri, alte sfaturi. E ceva normal. E ceva adică, alegația lui Tudor Popescu, nici nu mă cântă, eu le văd destul de radicale și așa... Cam tranșante. Cam troschiste. Nu, hai să nu ne ascunde după dege. Nu trebuie, mie nu am nevoie de abordări de felul acela. De arătat cu degetul. Arătăm precis care știm noi și știm... Ușor. Deci eu cred că... orice căutare, orice... Dacă credem în valorile pe care le clamăm, să ne înțelegem. Adică eu nu pot să înțeleg, să zici că ești adeptul democrației, că e bună, că știm toate alea, și la fapte când vine vorba, nu stai pe gânduri să faci ceva total contra democrației. Păi nu poți, ori așa. Atunci nu e nicio problemă. Spui, eu nu sunt adeptul democrației, eu sunt pentru autoritarism, toate cele, și pac și autoritatea și să trăiți. Bun, cătănie, nu cred. Deci ușurel cu astea și autoritățile, ca să fie autorități, nu pentru că le botezăm așa. Bă, trebuie să mă convingă, să te respect, domnicu. Ba, tale, te pricep la o chestie, m-am convins odată de 10 ori că ești serios și faci treaba bine, crede în lumea ta. Nu trebuie să vină să spună cineva. Și să spună, ăla e autoritatea. Nu, care, poftim? Sau eu să nu mai pun nicio... Și dacă ești autoritatea autorităților, este-mă Dumnezeu, dar lumea aș mai putea pune o întrebare, chiar așa, urmare bai, că pun o întrebare sau că, bă, parcă nu vine a crede. Parcă te-a crezut de nouă ori, dar a zecea, parcă nu vine să te crede. Mare bai? What? Unde trăim? Chiar unde trăim? Păi... Vine criza după perioada asta. Cred. Nu știu, sunt toate condițiile să, în afară de perioada asta complicată, de pandemia declarată, este și perioada mult mai complicată în felul ei și cu orizontul deloc senine asta energiei, care mi-o pune pe gânduri. Pentru că există o acțiune foarte puternică în sensul în care cumva ne vrem salvatorii planetei, adică și a noastră, fără îndoială, și plecând de la o premiză, cum că se întâmplă lucruri foarte rele cu planeta, pe care noi, oamenii, le-am putea corecta, pare o chestie bună. Adică, mai zice, măi, chiar de bun simț să încerc să nu sap singur groapa, nu? Așa te-ai gândit. Ba, că trebuie puțin să mai și în spate. Ok, să fac afirmații de alea, și să spune că oamenii de știință. Acum, eu, asta cu știința... Un grup de cercetători, absolut. Au auzit toți englezi de obicei. De obicei. Și de la mari universități. Am înțeles și chestia asta. Undeva a transformat știința în Dumnezeu, mi se pare clar o blasfemie și o mare prostie. Că dacă tot avem știința asta, avem că i-a dat Dumnezeu și am putut vedea adânc și pătrunde și ne lasă și ne îndrumă și toate alea. Eu așa văd lucrurile. Face din știință ceva, cum adică, dacă spun eu, omul de știință e ca orice alt plugar, care tot sapă și el acolo, măsoară, face de el și din când în când mai prinde câte o chestie. Și am tot respectul pentru munca lui. Asta nu înseamnă că e Dumnezeu. Sau nici e cu două perechi față de alții, nu. Că n-are cum fi. Și aici jocul acum, pe chestia aceasta, nu suntem foarte clar cum, și presupunând că ar fi așa, presupun că ăsta e adevărul,
Păi tată, o schimbare radicală. Nu poți face asumându-ți așa serii toate seismele posibile. Pentru că să nu uităm, nu ne place că arde hidrocarburi. E adevărat și o spun de multă vreme. Bă, ce deștepți am fost, ce știință am, că tot oameni de știință au făcut și alea. Cum să ardem hidrocarburile, cum să le transformăm în plastic, nu le-am inventat eu. Tot oameni de știință. Bă, și un secol atât ars astea și le-am așa și acum, dintr-o dată nu. Păi s-a construit o planetă pe asta. S-au construit economii pe asta. Nu poți de azi pe mâine. Și aici jocul cu energia care, de care vorbim, pe care au pe foarte mulți din ăștia, foarte pricepuți, așa, experți, de tot felul, media și nu numai, care explică cum e treaba cu liberalizarea pieței și înseamnă, mă, liberalizare. Băi, bădiucule, iertați-mă, ce înseamnă liberalizare cu 3-4 monopoliști? What? Nu există liberalizare. Capitalismul, forma clasică, nu mai există în lume. Monopolul este la el acasă, să ne fie foarte clar. Sunt 4, 5, 6 care fac jocurile, nu-i nicio concurență. Sistemul bancar în România, da? Are 30 de bănci. A trebuit să aibă 500 ca să fie concurență. Nu 30, 500. Asta nu-i concurență, e monopol. Poți negocia ceva cu ei, poți negocia cu ei cu carburantul? Cu cine poți? Nu există. Deci să nu vină să-mi spună de piață liberă. Și când tu, stat, ai niște posibilități ale tale cu energia, sigur că ești într-un context european, cu toate cele, știm acest lucru. Păi pui în prim plan ce poți tu face ca la cetățenii tăi să nu le fie cel mai rău, dacă se poate. Păi nu, cam așa e mai aproape decât... Evident. Și noi o ținem langa cu concurența, cu liberalizarea, cu valorile. Care valori? Astea sunt discuții care merită făcute. Cu toți propagandiștii care vedem și vedem peste tot și care sunt așa niște, cum să zic eu, deschizători de drumuri și de minți să înțeleagă poporul cât de important e. Nu. Deci avem, asta e o problemă reală cu energia și explozia care va fi la prețul va fi tocmai pentru faptul că s-a liberalizat în sensul monopolizării și jocurilor pe piețele financiare. Să nu uităm acest lucru. Matale produce energia, eu o cumpăr azi, aia pe care o produci pe sfârșit și o vând cum vreau eu. Iertet? Om, Tomichian. Da, și atunci ce să facem? Cum să ne plătim facturile? Că iarna e lungă. Nu știu, aici va fi foarte important, o chestie politică în ultima instanță. Plafonare, iară, plafonăm. Și acolo trebuie văzut. Defavorizați. Da, e de văzut dacă poți umbla la cauză principală. Pentru că toate chestiile acestea care încearcă să se facă vor însemna niște bani publici, mă rog, care ajuns pe unii, ok. Nu e ceva nou și neapărat foarte rău. Dar mecanismul care generează asta e problema. Păi acolo trebuie discuta și la Europa și peste tot ce facem. Nu așa. Noi ne-am angajat dacă cineva are curiozitatea să cească pe DRR-ul, să încrozește. Capitolul energie noi spune că 2026 nu mai vrei cu cărbune. Am înnebunit? Nemții până 40 au, 2040 chestia asta. Noi totdeauna, fiind... Păi avem acolo niște nimuruți, iertați-mă, care semnează să duc acolo și sunt bucuroși că au intrat și ei în biroul ăla. Sau în sala aia. Despre ăștia vorbim. Oamenii care să fie pregătiți să discute. E foarte simplu. Nu mai avem negociator, nu mai avem ambasator. Trebuie de toate felurile, să dar știu. Dar nu mai avem care să... Nu ai cu cine. Și atunci repede semnăm și după aceea ne venim. După aia ne zmurgem pe... Ne zmurgem, nu și ne ca și când, da, cum ca va o fi. Da, ca și când vezi, dar ne reprezinti. Cum mă reprezinti, dom'le? Tu ți-ai uitat de mult mandatul. Stai puțin, cum adică mă reprezinti? Că doar în calitatea aia se vorbește, nu? Uite, și europarlamentarii ăștia noi spun, avem știri că unde a mai mers președintele sau nu știu ce, nimeni nu ne spune ce s-a făcut, nu? Deci cumva, să zicem așa, foarte făloși, că bă, au fost primit, ia auzi, i s-a deschis portul, mă voie să intre o gradă. Ce să spun? Păi lumea să trăim, Nicu, scumpule. Sau mi se pare mie? Nu cred. Nu cred, că uite că multă lume se uită spre vestul aici, apropiat, spre Ungaria, că uite că Orban, el o da cu pumnul în masă. Orban are personalitate, Orban poate avea multe păcate, ca oricare lider politic, nu spun că nu, din punct de vedere, din punctul meu de vedere, a felului în care a înțeles el să rezolve problemele pentru ai lui, a făcut-o mult mai bine decât alții. Și o face. Asta îmi place că tu spui din punctul meu de vedere. Adică, nu? Îți asumi. Absolut, absolut. Dar eu
am o problemă să-mi asum chestia și multe altele. Nu am... Știi cum e cu asta cu independența? Băi, deocamdată nu depinde cineva care să dea de mâncare cât o fi sănătos. N-am o problemă să spun ce gândesc. Aia nu înseamnă că nu am și eu doielile mele sau că, Doamne feri, spune tot. Sau că nu asculți pe altul. Sau că nu ascult. Nu. Sau... Dar n-am o problemă. Există această mentalitate foarte păgumoasă. Nu e de acum, cam de când lumea. Mai ales în lumea asta mai specială, că spunea că ai făcut emisiuni cu tot felul de artiști, intelectuale. Absolut. Un artist ca tine nici nu putea să așa, să ratezi. Să n-aibă la masă, să nu aibă așa o companie deosebită. Plin de oameni cu școală, intelectual, că auzim povestea asta, ai auzit-o foarte des, cu elitele. Cu elitele, da. Dar care lipsește și care, dacă elitele ar fi puse... Unde se elitele? Adică dacă ar fi luate cu trăsura și duse frumos la locul lor și toate cele... Măi, Rareș, unde se elitele? Da, am fi mult mai fericiți, da. Cu care vă să zic. Și eu spun, nu știu. Nu știu dacă e așa. Istoria nu prea a dovedit-o. Adică faptul că ești foarte bun într-un domeniu, ești cel mai bun medic, ești cel mai bun profesor, ești cel mai bun, nu mai contează ce, are importanță. Nu înseamnă că ești o elită de care are nevoie poporul, politic vorbind. Oamenii politici sunt altă marfă. Dar nu avem de și, da, avem și acolo care nu, se formeze. Nu atât școlile făcute vorbesc, caracterul în primul rând, caracterul, și curajul, și curajul, echilibru și bunul simț. Ăla nu trebuie multă știință și școală ca să fie un politician foarte bun. Dar ni s-o cam terminat în închisorile comuniste. Și acolo. Da, vorbim în principal de o elită și politică, pentru că a fost 1918, nu putem spune, au fost niște lucruri, s-au trecut într-un război, toate cele, dar mai ales intelectuală, care realmente, perioada interbelică, a produs mult. Și pe care, din păcate, ne-au distrus aici, indiscutabil, da. Dar cumva eu mă refer la zilele noastre când se pleacă de la premiza total greșită că dacă toți oamenii foarte instruiți, ca să nu mă exprim altfel, ar fi acolo șefi... Intelectualii lui Băsescu... Uită lumea cât egoism e în ei, cât narcisism e acolo, câtă lipsă de caracter, și putem povesti până mâine pe tema asta. Și nu de acum, că nu e nimic nou sub soare, de când e lumea. Eul lor e enorm. Mai mulți. Eu nu mă aștept să poată renunța la eul lui pentru al meu. Pentru tuul tău. Pentru tuul meu, da. Deci și aici... Revenind la ce ai zis, onestitate. Da, onestitate. Să stăpânesc ce vreau să fac. Doamne, cum? Și ți-ai și curaj. Evident, să-ți asumi. Asta e, intri oră, joci, adică asta este. Deci, asta lipsește în general și atunci, sigur, cu oportunismul pe care îl știm, să nu uităm, la noi a fost un hiatus politic atâta vreme. Imediat s-au înghesuit să intre în politică cei care erau cât de cât exersate, eșalonul 2-3 fost de la partid și securiști, clar. E limpede, se vede cum e ca lumina zilei. Ăștia alții și acum, și în general, foarte mulți stau pătuși. Avem o problemă și noi, e discutabil, o spun mereu asta. Avem o doză de ipocrizie. Adică nu ne place, criticăm. Dar nu ne-am băgat, că nu-i pe nasul nostru, că așa... Dacă m-ar chema, poate că m-aș duce. Poate ceva de genul ăsta. Și atunci, care e vorbit că se infiltrează acolo și sunt acolo mulți neaveniți, mulți neinspăniți. Nu mai ai ce să cer. Din păcate, da. Și asta s-a întâmplat de ani de zile, din păcate. Deci trebuie să privim lucrurile realist, așa este. Avem și noi o culpă, cumva. Zic noi, mă refer la oameni mai normal, mai unești, habar n-am. Zic și eu, cum fi. Rău mă gândesc. Mai mic. Da, sau nu chiarparat, dar mă gândesc altfel decât ăia. Altfel decât ăia, da. Deci, din punct de vedere economic, ce trebuie să facem? Da, ne putem aștepta, nu dau seama cum evoluează treaba cu energia asta, poate fi o problemă reală din punctul meu de vedere, dacă se prelungește și starea aceasta de, mă rog, pandemie și de criză sanitară, să vorbim așa, categoric produce în timp efecte, deși am avut o surpriză oarecum plăcută. Eu m-am așteptat anul trecut la efecte mult mai rele, cumva, perturbându-se atât de mult activitatea lockdown și toate celelalte pe care le știm. S-a dovedit că cumva economia a avut niște resurse. N-a fost ca acea criză de acum 10-12 ani, când a fost o criză financiară teribilă, produsă de instituțiile astea financiare, mizerile astea numite piața financiară, nu e zis să spun acest cuvânt, că știu ce spun, o piață care vinde visuri, pariuri și inutil. Asta vinde.
care au bulversat puțin pe economia și fluxurile ei bănești în tranzacții de acel fel, încât economia reală a ajuns în impas, urmare unei dereglări teribile în sistemul financiar. Și s-a văzut efectul atunci. De data aceasta, cumva, i-a surprins pe toți și cumva cei mai suferiți au fost cei care chiar nu au putut face nimic. Vorbim de sectoarele acestea cunoscute, Horeca și ceilalți, da. Ceilalți cumva și-au făcut. Se pare că rezervele economiei în general au fost suficiente de traversate fără mari probleme. S-ar putea să mai țină, nu știm. Nu vreau să... Dar și dacă se lungește mult, e posibil. Iar dacă vine cumva la pachet, cu asta la altă poate produce mult mai multe efecte, că pentru că avea efect direct în inflație și multe alte lucruri. Deci partea asta care lucrează la fundament, costul energiei și altele, este extrem de importantă și de periculoasă. Deci să fim atenți. Să fim atenți și să reacționăm cât de cât și nu știu. Aici cumva trebuie toată viziunea care s-a propagat foarte multă vreme, că am văzut că sunt o felul de purtători de cuvânt din ăștia care ne avertizează legat de, mă rog, ce se întâmplă cu energia, că e clar că așa o să rămână, că nu o să mai întoarcă niciodată prețurile, că va fi costul tot mai mare, că e și normal să fie foarte mare ca să ne îndemne cumva să nu mai consumăm. Și aici avem întotdeauna mari porcării s-au făcut plecând de la o realitate urâtă, care trebuia rezolvată. De exemplu, consumismul ăsta teribil în care noi trăim, categoric presupune foarte multe consumuri energetice inutile. Dacă ne gândim și noi la consumurile noastre din propria noastră gospodărie, multe sunt inutile, să fim sinceri. Așa-i? No. Ok, te întrebăm, oare trebuie chiar atâta? Bun, avem de corectat o problemă. Plecăm de la realitate, care este așa cum spun. Discuția este, dacă tot vrei să o corectezi, să ai coerență. Și încet, încet, să faci lucrurile. Pentru că dacă azi un șurubel mâine alt șurubel, încet, încet, îl duci. Te gândești la toate efectele. Pentru că poți corecta o chestie și să strici alta. O decizie de acest fel nu se ia privind doar focul și vâlvătaia. E mai și în jur, mai e pădure, mai e ceva claube uscate. Că poate mai ia foc ceva. Aici e problema, cred eu, cea mai importantă. Că vorbeai că ai fost atâta în lume și din discuții se vede că ai și o latură așa mai literară. Îți place să citești, îți place, admir cultura. Păi da, asta e, am avut norocul să stau destul de mult la Coada Vacii și acolo am găsit de cuvință că citind o carte e foarte interesant. Și ca atare, Hugo, Balzac și ceilalți, în clasa 6-7, erau epuizați. Acolo, pe dosul săcăturii, dacă știi pe unde vine aia. La sacatură. La sacatură, exact. Mă apucă dor de gură. O, Doamne. Acum mai citești? Da, cât pot, categoric, da. Poate uneori și mai mult, așa că pe acasă de multe ori tot îmi fac de lucru în bibliotecă acolo și zic că o aranjez și o pun la punct de vreo 20 de ani după chestia asta. Să-ți faci de lucru. Și atunci pac iau una sau alta. Da, mă, a fost destul de interesant, mă interesează. Cumva, poate că asta, dacă vreau să fac ceva important, poate pentru alții, din acest punct de vedere, mă gândesc la nepoții mei și, în general, cât de important ar fi să găsim timpul, care poate nu l-a găsit suficient pentru fetele mele, să stăm și să le deschidem acest apetit pentru lectură și pentru cunoaștere sistematic. Copiii sunt un burete, cum îi înveți, așa ai, dacă te ocupi de ei, nu e o problemă. Și să încerc să fac chestia asta, pentru că, din toate de învățat, sunt adeptul ideii că nici măcar specialist într-un anumit domeniu, să zic că vrei să fii foarte bun într-un domeniu, nu poți fi decât în măsura în care ești în egală măsură, mai folosesc și eu cuvintea înapoi, și practician și teoretician. Adică să stăpânești suficient de bine practica, să simți exact ce se întâmplă în viață și în realitate, în același timp să ai și o putere de sinteză, de abstractizare și altele care se dă teoria, dacă vrei, care de fapt înseamnă sintetizarea acele. Trebuie să le ai pe amândouă, nu poți fi numai acolo, nici din coace. Nu ești ce trebuie. Dar mai mult decât atât, ca să fii și mai bun, zic eu, trebuie să fii și puțin interdisciplinar, adică deasupra la astea, să ai preocupări și din alte domenii. Mintea noastră pe care o dată Dumnezeu e foarte mare absorbantă de multe și foarte multe conexiuni face în măsura în care ofer multă informație sau diverse informații. Asta, sigur, ține de felul în care
înțelegeți, să ne creștem copiii, să educăm toate celelalte și avem un mare concurent acum, care nu e ceva rău, pentru că, într-adevăr, tehnologia a avansat foarte mult, tot ce înseamnă internetul și informația, doar că riscul major ține de două aspecte. Facilitatea, vine foarte ușor să-ți bascapă mult, și superficialitatea. Dacă vrei să aprofundezi o problemă, te poți informa foarte mult, fără îndoială, astăzi de pe internet, nicio discuție, dar fără a lua un pic în serios o lucrare, o carte sau altele așa studiată ca lume, e mult mai greu. De foarte multe ori, mulți se mulțumesc, asta e epoca în care trăim, citesc doar titlurile. Și deja ei cred că au informația nici vorba. Nici vorba. Abia începutul. Nici măcar, de multe ori e micinos. Bine, dacă ne luăm după ziarele de astea care apar online, numai ce e în titlu nu e și în corpul știrii. Nu odată, am văzut și știm foarte bine chestia asta, așa, e o miserie foarte mare. Păi foarte mare, să pun o poză și scriu despre cineva ce a pățit și poză cu altcineva, știi? Tocmai pentru a da click. Am avut o pățare hazoasă de felul ăsta, cu poze aici la local, am fost invitat, când a fost Brexit-ul. Așa. Și toată lumea era axată clar pe ideea că Englanda a făcut o mare porcărie și așa ceva nu se poate și nu s-a admite tovarăși. Am înțeles. Până la urmă s-a votat democratic. M-a chemat într-o emisiune și realizatoarea bătea direcția respectivă. Eu, așa, degajat cu umor, hai să nu chiar plânge de mine la engleză, totul s-a votat democratic și așa. Am deturnat până la urmă, discuția. Că nu era cazul, decât așa credeam. După care sunt, pe vreo două zile, sunat de o redactor de acolo, că făceau ceva știre, că se auzise altă știre foarte tare, cu catații supărați englezii, că emigrează pe rupte și că au început să vină mulți în România. Era o știre de pe net. La care eu am zis, extraordinar, habar n-am ce se întâmplă în jurul meu, n-am știut că ne-am dezvoltat noi și economie, dar nu-s cumva expați, întreb eu. Nu, că sunt și-au început. Iar răspuns fetei în cauză, tot așa, cu umor și cuvinte condescendență. Dar nu, dar și cu așa, și a spus că te rog frumos, dacă faci ceva să ce a făcut sinteza la sfârșit. E o prostie cu tare pe scurt asta am spus și să nu scrie altceva. După câteva zile apare o știre la același grup de presă. În care era exact povestea asta. Deci cumva se regăsea și discutasem într-o emisiune atunci și următoarea telefonică a vorbit atunci. Cu titlu mare, cât și de caz mare, că e englezii, că emigrează, că ce... Bun. O prietenă de-a mea de pe Facebook postează chestia. Eu când am avut a treia oară, n-am avut răbdare, știi? Era un titlu dintr-un o știre de aia. Știrea, în cauză. Și încep să scriu acolo foarte tare, comentariu, ce ne caz pe noi, cine face în București, oricum e problemă cu terenurile. A fost problemă și să găsească teren pentru moschee, dar acum dacă vor să facă ăștia o catedrală anglicană, ce o face și unde l-o găsi? Totul la mișto, ca să zic. La care prietena mea zice, dar domnul Culda, vedeți că vă citează și pe dumneavoastră. What? Vedeți ce înseamnă să te oprești la titlu. A fost pentru prima dată când am citit doar titlul, nu m-a dus în spate. Altă, că mai urâtă, mă duc și citesc. Citatul care dădea de la mine era corect. Deci exact ce a spus era acolo. Titlul era cu totul alt. Pus în alt context. Ce context? Pus ticăloșește, niciun context. Am văzut că ești și printre membrii fondatori ai fundației Doina Cornea sau așa ceva. Da, eu am avut o relație foarte bună cu fiul ei și o am în continuare. Atunci când s-a pus problema constituirea acestei fundații, am oferit cu ce pot să ajung și eu și contextul ăsta. Mi se pare că a meritat și merită atenția noastră o personalitate ca Doina Cornea, care în vremurile acelea a făcut niște lucruri pe care alții nu le-au făcut, foarte pe scurt vorbind. Și care după 90 a și dat seama. Și a dat destul de repede seama despre ce trăim și a văzut de asemenea în propriul ei mediu foarte intelectual în care era formată, crescută și așa mai departe, cam cum se pun problemele și din păcate cred că a avut foarte multe suferințe, dezamăgiri și toate celelalte. Indiferent că vorbim de Doina Cornea sau altcineva, ci oamenii care au făptuit, care și-au asumat riscuri, mulți eroi, martiri, adevărați, în sensul cel mai corect al cuvântului, merită cinstea noastră. Aici avem o mare problemă, să ne cinstim cum se cuvine acești oameni. Cine uită, nu merită. Tu, ca să nu uiți să mergi la costă, uite, ți-am pregătit de la sponsorul nostru al emisiunii Schoolwell,
al doilea după Atelierul de Pizza, un tricou frumos, mulțumesc optimist. Foarte, mulțumesc foarte mult. Nu că mi se potrivește, eu nu sunt un tip pesimist deloc. Poate pas, dar nu. Asta zic, acolo să te pierzi pe iarbă. Mulțumesc foarte frumos. Mulțumesc nici și nu mai știi să aibă succes sponsorul în toată activitatea, să-i meargă lucrurile bine și să ne meargă la toți. La toți bine. Mulțumesc frumos că ai venit. Doamne ajută. Te mai așteptăm, dar nu în momente de criză, în momente de... Abia aștept să putem vorbi și mai degajate și mi se pare că nici acum n-am fost foarte degajat. Toate bine, Doamne ajută, Doamne ajută. Servus, servus, servus.